mi se pare a fi nu știu cum să spunem vorbe, dar eu personal nu l-am cunoscut pe Părintele Sofian în timpul vieții sale. În momentul în care a plecat dincolo, am stat-o după amiază întreagă la, în fața mănăstirii Antim, unde era o coadă imensă de oameni să pună o lumânare, să fie în preajma catafalcului unde adormise somnul cel de veci Părintele Sofian. Am ajuns și eu către miezul nopții și am stat o vreme să mă uit la chipul său. M-a impresionat extraordinar mâinile. M-au impresionat în așa fel încât mâinile acelea n-aveau niciun fel de încrețituri. Erau niște mâini serafice. În ceea ce privește rugăciunea, a vorbit doamna profesoară de aici, că părintele îndemna la rugăciune și cei care veneau fără speranță de viață în boli trupești pe care le aveau, fără șansă, fără speranță de viață, se însănătoșeau, părintele îi trimitea acasă spunându-le să nu se interneze în spital, ci să se roage. Am făcut o legătură cu un mare savant al secolului 20, Alexis Carrel, care a scris o carte extraordinară, Omul acest necunoscut. Alexis Carrel era un mare chirurg pe sistemul cardiovascular. Chiar a luat la începutul secolului 20 premiul Nobel. Se născuse la Lyon. Și Alexis Carrel a mai scris o carte, o cărticică mică, care se numește Rugăciunea. Ce spune în această carte, tradusă de un prieten de-al meu, medic, spune așa, că împreună cu alți medici au îngrijit într-un spital oameni care erau cu boli incurabile și cărora medicii nu le dăduseră nici o șansă de supraviețuire. Și ce au observat acești medici în frunte cu Alexis Carrel? Au observat că grupuri de oameni rude de ale acelor pacienți, ei înșiși cu ultimile puteri se rugau și aceștia s-au însănătoșit în mod miraculos. Așadar, ce se confirmă încă o dată, puterea rugăciunii despre care Părintele Sofian atâta îndemna pe oameni. Cam atât am vrut să spun. Și dacă aveți posibilitatea, căutați această carte a lui Alexis Carrel, care se numește Rugăciunea. Cartea lui, Omul acest necunoscut, a cunoscut cel mai mare tiraj dintre cărțile acestui început de secol, care a cunoscut un tiraj nemaipomenit de mare. A trecut toate cărțile autorilor. Alexis Carrel, care împreună cu aviatorul care îl ducea către Statele Unite unde făcea cercetări, a imaginat prima inimă artificială înaintea lui Barnard. Așadar, un om care ținea bisturiul în mână și opera pe sistemul vascular, vă dați seama că era cât se poate de exact
și acolo, în vârful bisturiului, probabil că vedea puterea dumnezeiască în așa fel încât a făcut cercetări extraordinare pentru care Providența a făcut ca el să ia premiul Nobel pentru cercetările lui. Vă mulțumesc frumos!